Un accident rutier grav a avut loc dimineață în intersecția de la Cotnari. Un șofer în vârstă de 70 de ani care se deplasa dinspre Piața Nicolina nu a acordat prioritate mașinii ce venea de pe strada Primăverii. În urma impactului, prima mașină a fost proiectată pe trotuar și s-a oprit într-o tonetă stradală. Șoferul vinovat a fost resuscitat timp de mai multe minute, dar fără niciun rezultat și a fost declarat decedat. Un bărbat de 70 de ani din municipiul Pașcani, în timp ce ar fi condus un autoturism pe raza municipiului Iași, într-o intersecție, la efectuarea virajului la stânga, nu ar fi oprit și nu ar fi acordat prioritate de trecere unui autoturism condus de un tânăr de 26 de ani din județul Bacău, intrând în coliziune cu acesta. În urma impactului, autoturismul condus de bărbatul de 70 de ani a fost proiectat în afara părții carosabile. Totodată, în urma accidentului rutier, a rezultat decesul bărbatului de 70 de ani și rănirea tânărului de 26 de ani. În cauza a fost întocmit dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă, iar cercetările continuă.